Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem Larisa Bernascu și Sebastian Zacman și începem o nouă ediție România Politică. Marcel Ciolacu a făcut astăzi anunțul mult așteptat și anume și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. La congresul de sâmbătă urmează să fie validat de către membrii Partidului Social Democrat. Înainte însă să comentăm acest subiect, aș vrea să vedem împreună anunțul pe care l-a făcut Marcel Ciolacu astăzi pe rețelele de socializare. Am decis să-mi depun candidatura la prezidenția României. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu românii, cu familia mea și cu colegii mei din partid. La congresul de sâmbătă voi veni în fața românilor cu planul meu pentru România și le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate și echilibru. Românii au nevoie de siguranța că muncind pot avea un trai mai bun. Țara are nevoie de un președinte căruia îi pasă de toți românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat președinția PSD într-un moment foarte dificil și împreună cu colegii mei am reușit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Și am reușit, alături de colegii din guvern, să punem lucrurile în ordine. Sunt pregătit să-mi asum acum responsabilitatea de a fi președintele tuturor românilor. Am credința că pot contribui la viitorul țării mele, un viitor în siguranță și bunăstare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, acesta a fost anunțul pe care Marcel Ciolacu l-a făcut astăzi pe rețelele de socializare. Mai are timp până joi să își depună candidatura în mod oficial în cadrul Congresului Partidului Social Democrat. Ne-a așteptat, Sebi? Ne-a așteptat pentru cine n-a mai deschis televizoarele din 2019 încoace, de când a fost ales președinte al PSD Marcel Ciolacu, pentru că știm, cu tuma partidului și în PSD cu tuma e mai importantă decât orice literă de lege, spune că președintele partidului devine automat și candidat la alegerile prezidențiale. Odată ce ești ales lider PSD, știi că atunci când îți va veni rândul, peste 4, peste 5 ani sau la primul tur prezidențial, trebuie să participi la competiție, pentru că această funcție îți aduce multe privilegii ca președinte al PSD. Iată, l-a propulsat pe Marcel Ciolacu în fruntea Camerei Deputaților, în funcția de prim-ministru al României, dar, dincolo de aceste funcții legislative sau executive, te împinge automat partidul și către competiția pentru Palatul Cotroceni. Și așa trebuie să se întâmple. Cum funcționează lucrurile la PSD, e o dovadă de normalitate politică. Peste tot în lume, liderii de partid își asumă cea mai grea competiție. Ori în România, miza cea mai importantă, din punct de vedere electoral, înseamnă Palatul Cotroceni, alegerile prezidențiale. Deci, Marcel Ciolacu știa atunci când a dat-o pe Viorica Dăncilă la o parte în 2019 și a preluat el șefia interimară în primă fază a PSD, că dacă rămâne în fruntea partidului până în 2024, trebuie să candideze. Sigur, mai avea și alte opțiuni externe, să le spunem, fie Mircea Joană, fie președintele Academiei, fie altcineva, o personalitate de răsunet cu care PSD să relaționeze. Cred că nu avea și în interiorul Partidului Social-Democrat? Cu siguranță avea și în interiorul Partidului Social-Democrat, însă niciun lider de partid nu face cadou această competiție pentru șefia României. E o miză mult prea mare ca un lider de partid să găsească pe altcineva sau să cedeze în interiorul PSD, PNL, USR, nu contează partidul, meteahna e aceeași, practica e aceeași, liderii se duc până la alegerile prezidențiale. Deci, din acest punct de vedere, nu e absolut nicio surpriză ce s-a întâmplat cu Marcel Ciolacu. O surpriză va fi când președintele PSD va anunța că altcineva din afara partidului sau din interiorul partidului va fi candidat. Hai să vedem cum au ales sau cum au primit cei de la Partidul Național Liberal această veste, pentru că într-o legătură telefonică alături de noi este și Tudor Polac, deputat din partea PNL. Bună seara, domnule Polac, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Polac, ați văzut și noastră anunțul făcut de Marcel Ciolacu? V-a surprins în vreun fel? Da, sunt, ce aș putea să vă spun, sunt stupefiat, doamna Benachi. Crește că era un anunț așteptat. Eu, unul personal,
nu înțeleg de ce a durat acest lucru atât de mult. În schimb, aici, până la urma urmei, știți cum e. Fiecare partid politic are dreptul să își stabilească o strategie internă prin care să vină în fața cetățenilor români cu cea mai bună variantă de candidat și cu cel mai bun program pentru ceea ce acest candidat își va dori să facă din calitate de președinte al tuturor românilor. Acum, discutând despre anunțul candidaturii de astăzi, din perspectiva mea a fost un oarecum straniu. Cumva a fost un anunț făcut de un membru al organizației de tinere din PSD. În schimb, acum n-aș vrea să comentez acest lucru. Eu nu aș fi optat să fac altfel acest anunț de candidatură, nu printr-un filmuleț regizat. În schimb, ce este benefic acum pentru toți cetățenii români este că, în mare parte, toți candidații, să spun, candidații principalelor partide politice din România și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Că discutăm în mare parte despre cei patru președinți de partide, da? Și, firește, vom avea și candidați independenți, după cum s-a tot anunțat. Vom putea să vedem în perioada imediat următoare ce își propune fiecare dintre ei să facă pentru cetățenii români, ce program are, ce carieră până la urma urmii are, adică care sunt, să spun așa, ce îi recomandă să candideze la funcția de președinte al României pe fiecare în parte, iar eu cred că acest lucru este benefic pentru democrația din România. A, ce program are candidatul dumneavoastră, domnul Ciucă? Că nici dânsul n-a venit cu niciun program. Păi nu, dar n-am criticat o lipsă. Acum, știți, până în momentul în care vom avea Consiliul Național, nu cred că domnul Nicolae Ciucă își va lansa un program în baza căruia să candideze. În schimb, v-am spus că ce este benefic este că astăzi, uitați, după așteptări destul de mari din partea tuturor, până la urmă urmit, avem principalii candidați care s-au anunțat intenția de a candida. Da, va fi o competiție interesantă, mai ales că în acest moment am văzut și reacția doamnei Lasconi, care începe sau sună cam așa: mă bucur să aflu cu cine intru în turul 2. Asta înseamnă că doamna Lasconi își dorește să fie cu Marcel Ciolacu în turul 2 al alegerilor. Nicolae Ciucă are șanse să nu ajungă în turul 2, domnule Polac? Bine, acum dacă ne luăm după doamna Lasconi, bine, n-aș vrea să comentez. Apreciez din anumite puncte de vedere optimismul doamnei Lasconi. Și mama, știți, trebuie să vă întreb și eu ceva, dacă tot. Dumneavoastră vă dați seama, doamna Bernaschi, în data de 9 iunie, cetățenii din Câmpul Lung, când au fost la vot, da, ei nu au știut că din momentul în care ei o vor vota pe doamna Lasconi, ei nu vor mai vedea niciodată în Câmpul Lung pe doamna Lasconi. Vor vedea de unde știți asta? În Câmpul Lung. Păi, n-ați văzut, doamna Lasconi este peste tot, este la Antol, este la mare, este peste tot, în schimb, nu este la muncă. Păi da, la mare și la Antol, dar a fost în weekenduri. Bănuiesc că weekendurile măcar sunt libere. Și domnul John a fost la merdenele, domnul Colac. Și domnul Ciuc a fost prin teritoriu. M-ați întrebat despre doamna Lasconi. V-am răspuns despre doamna Lasconi, dar aici cumva și doamna de-a lungul timpului și toți colegii din USR ne-au spus de-a lungul timpului, și aici cred că puteți fi de acord cu mine, că doamna Lasconi intenționează să-și facă campanie la pas prin țară. Bun, acum, ce v-am spus eu este real. Practic, în momentul în care cetățenii din Câmpul Lung au votat-o pe doamna Lasconi în data de 9 iunie, va fi ultima dată când o vor mai și vedea. Ei nu au votat-o pentru funcția de președinte al României, au votat-o pentru funcția de primar al orașului Câmpul Lung. În schimb, nu au știut. Probabil că vor avea această surpriză în lunile următoare. Poate dacă câștigă doamna Lasconi, e un model de urmat și un motiv de mândrie pentru cei din Câmpul Lung. Eu nu aș fi atât de îngrijorat și nu vă spun acest lucru. Eu am toată încrederea că
Cel mai legitim, să spun așa, candidat care s-a anunțat până la urmă o candidatură până astăzi este președintele Partidului Național Liberal, care are în spate o carieră absolut recunoscută de militar și eu cred că este cel mai capabil om să ocupe funcția de președinte al României începând cu vara acestea, cu iarna acestea, nu ce spune. Sunt turbulențe în PNL, domnule Polac, după atacul fostului lider Crin Antonescu? Eu nu consider că sunt turbulențe. Am văzut declarațiile. Acum, eu nu... Să știți că eu am și spus. Le-am comentat încă din ziua următoare după ce au apărut. Știți cum e, domnul Dragman? De-a lungul timpului, cu toții ne-am simțit nedreptățiți sau mi s-a părut că ceva nu funcționează cum trebuie într-un partid politic sau în afara unui partid politic. Acum, faptul că domnul Antonescu a ales să spună o opinie personală a domniei sale într-un spațiu public mă face să cred că acest lucru nu denotă decât o frustrare personală a domniei sale. Nimic nu l-a oprit pe domnul Antonescu ca în ultimii 10 ani de zile să nu vină și să nu spună anumite opinii în interiorul partidului. Faptul că a ales să o facă acum în modul în care a făcut-o, mie unul îmi pare rău. Eu chiar l-am apreciat pe Crin Antonescu pentru că provin din fostul PNR. În schimb, astfel de ieșiri nu fac bine Partidului Național Liberal și vă pot asigura că este o opinie personală a domniei sale, nu este o opinie împărtășită de colegi. Sau, na, poate exista, n-aș putea să mă pun. Partidul Național Liberal are 200.000 de membri. Dar nu este o opinie împărtășită de o, să zic, o masă de colegi din Partidul Național Liberal. Bun, deci mai există posibilitatea ca PNL să vină cu un alt candidat la alegerile prezidențiale, domnule Pola? Eu nu cred că există această posibilitate, unul la mână. Să știți că președintele Partidului Național Liberal se bucură de susținerea membrilor Partidului Național Liberal. Vă pot asigura de acest lucru. Mai departe de atât, acum, discutând strict la rece și foarte, foarte sincer, domnul Zagman, ați văzut dumneavoastră pe altcineva din Partidul Național Liberal care și-ar dori să candideze la funcția de președinte al României? Păi domnul, tot mă raportez la Crin Antonescu acum, care indica două nume, Ilie Bolojan și Eduard Helvi. Bun, acum, dumneavoastră ați vorbit cu cei doi domni? Nu. Eu nu am vorbit, vă spun sincer acest lucru, dar eu nu am auzit niciodată că altcineva și-ar dori să candideze. Iar mai mult decât atât, v-am spus că președintele Partidului Național se bucură de o susținere semnificativă în rândul colegilor din Partidul Național Liberal. Da, eu nu am auzit niciodată un alt coleg care să-și dorească să candideze la funcția de președinte al României. Acestea fiind spuse, din punctul meu de vedere, discuția este închisă încă dinainte de momentul pornirii ei, să-i spun așa. Bun, deci mergeți cu domnul Ciucă la alegerile prezidențiale, e clar în PNL. Da, și nu numai că mergem, eu sunt 100% convins că domnul Ciucă va și câștiga alegerile prezidențiale. Între timp însă, domnule Polac, sunt tensiuni tot mai mari în cadrul coaliției de guvernare. Astăzi, în urmă cu câteva ore, Nicolae Ciucă scria pe o pagină de socializare, scria așa, supărarea că nu a fost consultat PNL în privința numirii comisarului european din partea României. Și dați-mi voie să citesc câteva paragrafe din ceea ce a scris Nicolae Ciucă și spune așa, până la ora la care scriu aceste rânduri, nu există un mandat din partea coaliției care să vizeze postul de comisar european care va reveni României. Nu mă refer doar la numele acestuia, ci și la portofoliul pe care România îl vizează. Închei citatul din Nicolae Ciucă. Ar fi trebuit să aibă loc o ședință în cadrul coaliției sau poate ar trebui să fost consultate toate partidele parlamentare pentru desemnarea comisarului european din partea României, domnule Polac? Bun, acum, nu știu dacă toate partidele parlamentare, dar
Guvernul este un guvern politic și are în componența lui, în momentul de față, două partide politice. În contextul dat, eu nu sunt de acord cu ceea ce a spus președintele Partidului Național Liberal, pentru că și eu cred că ar trebui să existe o consultare în ceea ce privește atât portofoliul nominalizat de România, cât și persoana care ar putea să ocupe acest portofoliu. Ați fi avut niște opțiuni pe masă, aveți astăzi niște opțiuni de masă pentru numele de comisar, pentru că totuși mâine premierul pleacă la Bruxelles, acolo unde urmează să aibă o ultimă întâlnire, înțelegem, cu Ursula von der Leyen, în care îi va propune acest nume. Poate îi trimiteți între timp niște propuneri domnului premier și le prezintă pe toate doamnei Ursula von der Leyen. Bine, n-aș putea să vă spun acum care este cadrul instituțional în care acest lucru se va întâmpla. În schimb, ce pot să vă spun este că până în momentul de față, după cum a spus și domnul Nicolae Ciucă, Partidul Național Liberal nu a fost consultat în ceea ce privește propunerea României, atât pe partea de portofoliu, cât și pe partea de persoană. În contextul dat, trebuie să ne gândim până la urma urmei că este o propunere care este a României, nu este a lui Marcel Ciolacu, nu este a Partidului Social Democrat. Da, da, nici în urmă, nici în urmă cu 5 ani nu a fost o propunere doar a Partidului Național Liberal, cei care erau atunci la guvernare, Ludovic Orban a trimis un membru PNL fără să se consulte cu alte partide, exact, ca propunere de comisar, lucru care a și fost acceptat la vremea respectivă. În momentul respectiv, sunt de acord cu dumneavoastră ceea ce spuneți, dar trebuie să țineți cont de faptul că în momentul respectiv guvernul era unul monocolor. Dar aveți... E corect ce vă... Vă rog, vă rog. E corect ce vă spun. În momentul respectiv, în momentul în care Ludovic Orban a făcut propunerea Dina Vălean pentru funcția de comisar european, guvernul era unul monocolor. Acestea fiind spuse... A, deci doar faptul că există o coaliție... Monocolor, avem un guvern format din două partide politice, este o coaliție. Da, domnul Ciucă spunea că v-ați dori, sau PNL și-ar dori, funcția de comisar european pe agricultură. Aveți și un nume pregătit pentru acest portofoliu? Sunt mai multe nume în Partidul Național Liberal care ar putea să ocupe această funcție, n-aș vrea acum să le înaintez eu, în schimb, nu neapărat în Partidul Național Liberal. Domnul Nicolae Ciucă a înaintat această discuție despre comisarul pe agricultură, tocmai datorită situației cauzate astăzi de secetă, pe care o vedem cu toții și de care ne plângem de fiecare dată, că se iau sau că nu se iau măsuri la timp de Ministerul Agriculturii sau de alte instituții implicate în toată această problemă. În sensul acesta, da, probabil că pentru noi, pentru România, ar fi de interes acest post de comisar pe agricultură. Victor Negrescu, pare că este propunerea pe care o va înainta Marcel Ciolacu joi Ursulei von der Leyen, este o variantă bună pentru România? În afară de faptul că, în afară de faptul că este din partea PSD, dar ca profesionist, vi se pare că ar fi bun pentru postul de comisar european? Domnul Negrescu, aici nu voi fi și nu voi merge până în pânzele albe. Are o experiență, să spun, de lucru cu instituțiile europene. Acest lucru îl pot recunoaște. În schimb, pot fi și alte propuneri. Nu este obligatoriu ca domnul Negrescu să fie cea mai bună propunere pe care România o poate formula, având în vedere că de-a lungul timpului și domnia sa a luat anumite decizii, să spun așa, sau a făcut anumite lucruri care nu l-au cum să mă explic, nu l-ar fi făcut mândru nici măcar pe domnul Negrescu. Înțeles. Cum ar fi apărarea ordonanței 13, de care nu ne-a cu toți amintele. Domnule Polac, dar acum mâine, poi mâine, premierul Marcel Ciolacu merge la Bruxelles și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Și foarte probabil va propune numele lui Victor Negrescu.
Ce veți face dumneavoastră când oficial va fi făcută această propunere? Haideți să vedem, să ajungă domnul Ciolacu până la Bruxelles, să facă această propunere și în funcție de ceea ce se va întâmpla, vom vedea. N-aș putea să vă spun acum. Oricum, nu vă așteptați că acum vom ieși de la guvernare pentru că Marcel Ciolacu l-a propus pe Victor Negrescu. Dar e posibil... Și dacă Victor Negrescu va accede în funcție de comisar european. E clar că nu ieșiți de la guvernare doar pentru propunerea de comisar european din partea României, însă se mai adună lucruri și scandalul Rafila și Victor Negrescu și alte nemulțumiri. Scandalul Rafila este eminamente un joc de așteptare în momentul de față. Vedeți că am ajuns în situația în care, ca să fim sinceri unii cu alții, prin ceea ce domnul ministru Rafila a făcut în toată această perioadă de timp, am ajuns într-o situație în care în România corpul medical se ceartă o parte cu cealaltă parte. Adică Colegiul Medicilor ne spune ceva, Institutul Național de Medicină Legală ne spune altceva, iar practic așteptarea tuturor și a medicilor și a cetățenilor români ar fi la Ministerul Sănătății. Dar Ministerul Sănătății, ce să vedeți, domnul Zagman, după 5 luni de zile, vine și ne spune că va face un audit internațional care va fi gata, cine Dumnezeu știe când va fi gata, ca măcar să ne dea o idee asupra a ceea ce s-a întâmplat acolo. Aceasta este acțiunea domnului Rafila. Domnul Rafila ar trebui să plece de 2-3 săptămâni minim din funcție. În schimb, din păcate, vedem că stă și face audit. Asta este situația. Acolo nu se strâng aceste lucruri. Aceste lucruri dăunează guvernării. Aceasta este situația. Din păcate, astăzi, eu sper că odată cu congresul PSD și odată cu validarea domnului Marcel Ciolacu și după ce va lua piatra în gură și va reuși să le spună tuturor cetățenilor români live că își dorește să candideze la funcția de președinte, va reuși să scape și de domnul Rafila și vom reuși să intrăm într-o stare de normalitate. Deci vă așteptați să-l demită domnul Ciolacu pe domnul Rafila? Da. Dar dacă... Inevitabil. Dar dacă această demitere vine cu o remaniere guvernamentală extinsă, pentru că înțelegem că există nemulțumiri, știm foarte bine, vis-a-vis de domnul Boloș, ministrul de finanțe, dar și vis-a-vis de Ligia Deca, ministrul educației, adică doi miniștri susținuți de Partidul Național Liberal. Dacă această demitere a lui Alexandru Rafila vine la pachet cu alte demiteri și dintre miniștrii Partidului Național Liberal? Eu nu înțeleg care ar putea să fie nemulțumirile legate de cei doi miniștri pe care dumneavoastră i-ați menționat mai devreme. Adică... Păi, cred că pot să vă reamintesc eu dumneavoastră, deciziile sau propunerile extrem de contestate făcute de domnul Boloș, gafele pe care le-a făcut de când este ministru de finanțe, cazul agresiunilor sexuale din universități. Așteptați o secundă ca să pot să vă răspund punctual. Dacă discutăm despre domnul ministru Boloș, doamna Bernaschi, domnul ministru Boloș este ministrul finanțelor de când este Marcel Ciolacu prim-ministru. Domnul Boloș nu a putut adopta până în ziua de astăzi o măsură singură. Toate măsurile au fost adoptate de către guvern, prin semnătura prim-ministrului, pentru că așa se adoptă. Păi, tocmai de asta, domnule Polac, înseamnă că premierul știe cel mai bine cum lucrează cu ministrul, cu fiecare ministru în parte, inclusiv cu ministrul de finanțe. Ascultați-mă și pe mine un pic. Ideea este următoarea. Până în momentul de față, toate măsurile au fost adoptate de premierul Marcel Ciolacu. De guvern. De guvern. Premierul de guvern prin semnătura prim-ministrului Marcel Ciolacu. Adică nu a venit domnul... Și prin semnătura altor miniștri, pentru că avizele vin de la mai multe ministeri. Avizele. Iar deciziile în guvern se iau în consens, domnule Polac. Doamna, ele aprobate sunt cu semnătura primului ministru. Dar vin la propunerea ministerului. Credeți că prim-ministru, oricare ar fi el, nu contează de nume. Credeți că știe absolut fiecare virgulă din fiecare document? Păi nu, stați un pic, altfel cum credeți că se lucrează? Prim-ministru are șef, are cancelarie, are
un întreg aparat de lucru care supervizează actele normative. Regulă și cu legea DECA? Care răspunde politic de adoptarea tuturor actelor normative. În contextul dat, nu înțeleg unde ar putea să fie nemulțumirea legată de activitatea domnului Boros. Și în privința legei DECA? Care i-a luat 3 zile ca să aibă o reacție după dezvăluirile privind agresiunile sexuale sau posibile agresiuni sexuale la SRSPA? În mediul academic universitar există o independență a acestui... Domnule Bola, 3 zile i-a luat domnului DECA să iasă public cu o postare. Față de sistemul de educație, acum, domnului Rafila i-a luat 4 luni, doamna Bernardi. I-a luat 4 luni într-o situație în care procurorii ne spun că la spitalul Pantelimon au murit 20 de oameni. Nu, procurorii ne spun că a murit un om. Un om, dar ancheta s-a extins la încă 5 cazuri. Ceea ce a apărut și în spațiul public au apărut cu 20. Doamna Bernardi, și acolo avem stenograme și diferite referate ale procurorilor care ne spun că în toată această perioadă în care domnul ministru Rafila a dormit, doctorii, medici, personalul din spitalul Pantelimon făcea tot ce îi stătea în putință ca să mascheze anumite dovezi. Doamnele doctor arestate tocmai au fost eliberate din arest, nu li s-a pus nicio altă măsură preventivă. Se pot foarte întoarce bine în spital. Foarte bine, dar nu este asta problema. Problema este ce s-a întâmplat acolo. Da, exact. Să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Cred că ar fi bine să lăsăm procurorii să ne spună ce s-a întâmplat acolo și mai apoi judecătorii să decidă dacă au fost sau nu cineva vinovat. Păi, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nici nu am comentat ce s-a întâmplat acolo. Nu cred că m-ați auzit de mine vreodată. Eu ce comentez este acțiunea politică sau lipsa de acțiune a domnului ministru. Da. Concluzia e că vă doriți ca domnul Rafila să fie demis. Nu vreți schimbări în privința miniștilor PNL. Vi se pare că performează și că sunt foarte buni. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Polac, și vă mai așteptăm. Mergem mai departe. Va intra într-o legătură telefonică directă și un reprezentant al PSD. Însă, Sebi, cum vezi tu această joacă și aceste declarații în contradictoriu pe tema comisarului european? Până în 48 de ore, probabil că vom afla în mod oficial dacă propunerea făcută de premier, Victor Negrescu, este aprobată sau nu de Ursula von der Leyen. E clar că PSD nu vrea să negocieze pe acest subiect și mi se pare firesc să nu existe o negociere, pentru că nu mai există acel pachet de funcții negociat de PSD și PNL în coaliție, pentru că la începutul anului vorbeam despre un candidat comun la primăria capitalei, poate un candidat comun la alegerile prezidențiale. Așa era planul inițial. Exact, liste comune la europarlamentare, liste comune la parlamentare și apoi împărțirea funcțiilor, comisar european, președinte al Camerei Deputaților, președinte al Senatului, prim-ministru și așa și mai departe. Da, SRI, acolo mai erau niște toate funcțiile mari în stat, cam un pachet cam de 10 funcții, da, pe care cele două partide să și le împartă. Da. Însă din momentul în care... Dar tu ți-l amintești pe Rareș Bogdan, care spunea la un moment dat, într-o coaliție, vă lăsăm pe voi să puneți comisar european dacă ne dați nouă nu știu ce funcție? Președinte, adică, candidat unic la prezidențiale. Asta își dorea PNL. E clar că PSD nu putea să accepte să meargă pe mâna partenerilor din coaliție pentru Palatul Cotroceni. Marcel Ciolacu ar fi arătat un semn de slăbiciune, mai ales după alegerile locale unde PSD s-a impus. A fost pe primul loc. Da, a performat la distanță mare de PNL, totuși. PSD se apropie de 35%. Și ca număr de europarlamentari au exact, și ca număr de europarlamentari. Să unde mai pui că au mai salvat și pe cei de la PNL luându-i pe listă comună. Au premierul, au pentru prima dată după 10 ani posibilitatea de a pune un candidat cu șanse la alegerile prezidențiale. Și mai e o chestie vis-a-vis de comisarul european. Dacă ne uităm în istorie, avem așa PNL, comisar de la PNL, comisar de la PSD, ultimul a fost de la PNL, da. Și acum practic ar dacă ar urma, dacă am avea asta, să ne amintim, Larisa, și cum a ratat PSD funcția de comisar european în 2019. Comentăm imediat, dar vreau să comentăm și alături de Dan Cristian Popescu din partea Partidului Social Democrat, care este alături de noi printr-o intervenție telefonică. Bună seara, domnule Popescu.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Comentam puțin desemnarea comisarului european. Am văzut o reacție destul de nervoasă, așa, dacă putem spune, a lui Nicolae Ciucă, care este supărat că PSD nu s-a consultat și cu PNL înainte de a face propunerea de comisar european. Asta în condițiile în care mâine Marcel Ciolacu pleacă spre Bruxelles pentru a face propunerea oficială. Da, acum suntem într-o logică de campanie electorală pentru prezidențiale și, de ce nu, și pentru alegerile parlamentare. Și se caută motive pentru a se face reproșuri, pentru a se aduce critici, ceea ce, dacă vreți, într-un fel, este normal, dacă ne gândim la logica de campanie electorală. Dar care sunt motivele pentru care PSD sau premierul nu s-a consultat cu partenerii de coaliție înainte să facă această desemnare, domnule Popescu? Deocată vorbim de niște propuneri pentru poziția de comisar european, că nu este un comisar european, iar propunerea nu este a PSD, propunerea este a guvernului, conform legii. Tot timpul guvernul a făcut această propunere. Deci guvernul e format din două partide, PSD și PNL. Da, este susținut de două partide, dar guvernul a făcut niște propuneri în cadrul guvernului, nu știu cum au fost discuțiile, dar cu siguranță nu a fost o decizie luată la sediul PSD. A fost o decizie a guvernului bazată pe foarte mulți factori și, din câte știu eu și nu e un secret, s-au putut consulta și cu președintele României, care are un atribut în politica externă destul de important. Deci nu putem spune că factorii și unii, v-am dat exemplu președintele României, apropiați de PNL, care trebuiau consultați, nu au fost consultați, iar negocierea de-abia începe. Nu putem să mergem acolo și să spunem, domnule, vrem acel portofoliu pentru X sau Y, pentru că negocierea nu se desfășoară așa, e mult mai laborios, sunt foarte multe interese, toată fiecare țară vine cu propuneri, cu două propuneri, după cum ați văzut, bărbați și femeie, sau femeie și bărbat, cum vreți, și va fi o negociere destul de complicată. Deci nu e un post politic de discutat în coaliție. Dar, v-am spus, în logica electorală pot fi făcute reproșuri, pot fi găsite chichițe, pot fi găsite motive de dezbatere. Dar măcar înainte să facă propunerea oficială, nu ar trebui măcar înștiințați partenerii din PNL? Eu cred că la nivelul guvernului, unde și PNL are destui reprezentanți, au fost discuții într-o formă oficială și legală. Nu a fost un secret. Credeți că domnul Marcel Ciolacu, prim-ministru, viitorul președinte, singur în birou cu niște colegi de la PSD, a luat așa. Nu, e o discuție care cu siguranță, și o știm și noi, e cumva public și presa știe numele propus, unul dintre nume cel puțin, pentru că înțeleg că sunt două, cel cu cea mai mare șanse, domnul Negrescu. Deci n-a fost un secret, n-a fost o surpriză. Domnule Popescu, dar dacă Ursula dacă Ursula von der Leyen vă cere o femeie pentru această funcție, ce faceți? Îl sacrificați pe domnul Negrescu? Cele două propuneri, una este domnul Negrescu, din câte am înțeles și eu, deci m-a spus, nu a fost o consultare la partid, n-a fost o discuție în partid, a fost o discuție la nivelul guvernului, cum spune legea. Și cu siguranță este și o femeie. Acum, sunt negocieri, nu cred că se poate impune, domne, neapărat să fie din partea României sau a Poloniei sau a Cehiei femeie, sau... dar se urmărește o pondere cumva egală între femei și bărbați în cadrul Comisiei Europene. Bun, deci aveți pregătite totuși și o femeie pentru această funcție? Eu nu am nici PSD-ul, dar guvernul are, pentru că v-am spus, este atributul guvernului și guvernul în principiu merge cu două propuneri. Fiecare țară din Uniunea Europeană merge cu cele două propuneri. Nu e un secret, nu e o... Doamna Bucura Oprescu ar putea fi varianta PSD pentru funcție de comisar european? Chiar nu știu. Nu vreau să confirm sau să infirm numai, pentru că chiar nu am această informație și nu vreau să creez o discuție sterilă pe ceva pe ce nu cunosc. Am înțeles. Mulțumim, domnule. Mulțumim tare mult, domnule Popescu, pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Deci, pare așa că PSD simte că nu ar trebui să se discute acest subiect cu cei de la
Partidul Național Liberal, deși nu spunea domnul Popescu că propunerea este a guvernului României. Într-adevăr, semnătura pe care o dă și cel care negociază este a premierului. Problema este ce portofoliu vom ocupa, pentru că mi se pare puțin dubios să dăm mai întâi numele și să știm cine e comisarul și să nu știm ce funcție ocupă. Poate ar trebui invers să fie lucrurile, nu? Da, e clar că domnul Negrescu este favoritul lui Marcel Ciolacu, personal al lui Marcel Ciolacu, pentru că este, este unul dintre apropiații săi, este unul dintre oamenii care se consult, cu care se consultă pe probleme de politică europeană și politică externă. Victor Negrescu este un europarlamentar influent la Bruxelles. I-a deschis domnului Ciolacu multe uși de cancelarii în Europa și poate chiar în lume, deci Victor Negrescu e opțiunea numărul unu pentru Marcel Ciolacu în acest moment. Sigur că la Bruxelles ar mai putea interveni obstacole, negocieri, doamna von der Leyen să ceară o femeie, așa cum a făcut-o și în 2014 și în 2019. Da. Atunci statul român s-a conformat, guvernele de atunci s-au conformat și au trimis variante feminine, de sex feminin, pe doamna Corina Crețu și pe doamna Alina Băleanu. Ultima variantă înainte să plece Viorica Dăncilă de la guvern a fost tot Victor Negrescu. Da, dar până să ajungem la Victor Negrescu atunci, vorbim de un guvern Dăncilă muribund, aflat în pragul unei moțiuni de cenzură, a trimis-o pe doamna Plumb a fost respinsă cu câteva luni înainte. De fapt, acolo a fost declicul. Pentru că dacă doamna Plumb era un candidat impecabil, ar fi fost comisar european. Cum doamna Plumb a picat la audierile din Parlamentul European, a venit așa o vijelie peste Partidul Social Democrat și peste Viorica Dăncilă, la pachet și cu moțiunea de cenzură și cu acel guvern Orban instalat cu voturi adunate așa peste noapte, dar totuși instalat, și cu o nouă propunere de comisar european. Deci tot ce a făcut doamna Dăncilă după eșecul Rovanei Plumb a fost să mai panseze niște răni asta cu domnul Nica, domnul Negrescu. Da, asta în condițiile în care Viorica Dăncilă venea tocmai de la Bruxelles, era șefa delegației PSD la Bruxelles și cu toate astea nu a reușit să impună un comisar european. Alături de noi este o altă doamnă politician, Oana Țoie din partea USR. Bună seara, doamna Țoie, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamna Țoiu, discutam despre funcția de comisar european, pentru că a apărut cumva această tensiune între PSD și PNL, tocmai pentru că Marcel Ciolacu merge la Bruxelles cu propunerea de comisar, fără să se consulte cu partenerii din PNL. Știu că dumneavoastră, la un moment dat, ați cerut chiar o consultare a Parlamentului României pentru funcția de comisar european. Da, pentru că e nevoie de acest tip de legitimitate pe de-o parte. Pe de altă parte, am avut un istoric de desemnări internaționale, sigur, mai puțin importante, dar dezastroase, cum a fost ICR Londra, de exemplu. Și în acest moment, din informațiile vehiculate în spațiu public, nu am văzut nimic care să susțină faptul că domnul Marcel Ciolacu ar respecta cerința pe care a primit-o România de la președinta Comisiei Europene, și anume să desemneze atât un nume de femeie, cât și un nume de bărbat. Până acum, doamna Țoiu, domnul Ciolacu a spus că România a propus în ultimii 10 ani femei, deci rândul unui bărbat, și noi mizăm pe Victor Negrescu. Vi se pare o soluție echitabilă pentru România? Partidul, grupul de europarlamentare ai domnului Ciolacu, știa de această cerință de la momentul investirii președintei Comisiei Europene. Nu e o surpriză sau ceva neașteptat, a fost o cerință de altfel și acum 4 ani. Și România nu cred că se află în acest moment să poată să ignore aceste cerințe care țin de echilibru de gen la nivelul puterii, pentru că România este țara din Uniunea Europeană care este cel mai prost în accesul femeilor la poziții Dar de putere. Dar cu toate astea am avut... La nivelul primarilor, avem doar 5 femei primari la fiecare 100 de primari. De acord cu dumneavoastră, dar în ultimii 10 ani am avut femei în postura de comisar european. Acum mă face să mă simt discriminat ca bărbat. Cum ați putea să vă simțiți discriminat ca bărbat când aveți 95% pe acest gen a rolurilor de putere din România? Păi mă simt discriminat pentru că în ultimii 14 ani am avut 10 ani femei în postura de comisar european și doar 4 ani bărbați. Și bărbat. În ultimii 30 de ani am avut, cu excepția doamnei Dăncilă, care nu e deloc un exemplu bun, numai bărbați premier. Noi vorbim acum de funcția de comisar european, doamna Țoiu. Nu de Parlamentul României sau Parlamentul European sau primării de comune. Sunt legate. România, repet, este sub numărul 100 la locuri în indexul mondial al accesului la puterea politică a femeilor. Așa că decizia României de a-și încălca angajamentul pe care l-a luat
în momentul în care a fost votată președinta Comisiei Europene de a nominaliza atât o femeie cât și un bărbat, să fie clar, nu vorbim de lipsa nominalizării unui bărbat, deci nu-mi dau seama care ar fi doza de discriminare, ar fi încă un gest de la nivelul puterii de la București care ar susține această abordare din punctul meu de vedere învechită. Da, există și alte state, multe chiar în Uniunea Europeană, care au trimis doar propuneri de bărbați sau doar propuneri de femei. State care n-au această problemă a reputației internaționale în ceea ce privește relația de putere a femeilor și a bărbaților în zona politică. Solicitarea a fost foarte clară din partea Ursulei von der Leyen pentru absolut toate statele să trimită două propuneri, una un bărbat și o femeie, astfel încât la final, atunci când se trage linie și se face noua Comisie Europeană, să fie în mod egal un număr de comisari femei și un număr să fie egal cu un număr de comisari bărbați. Acesta era scopul pentru care cerea de la fiecare țară două nume, o femeie și un bărbat sau o doamnă și un domn, ca să fim mai corecți. Mai sunt două detalii aici. Una este că PSD-ul, vă reamintesc, și domnul Ciolacu de altfel, că s-au lăudat câteva luni de zile că o să deschidă lista la europarlamentare cu o femeie pentru că apreciază performanța femeilor în politică și ne-am trezit cu domnul Tudose în vârful acelei liste, sigur, susținut și de PNL, da. Să nu uităm asta. Nu și foarte mult. Atâta mai vreau să spun, că e just să ne uităm la activitatea comisarilor europene anterior. Și e adevărat că în momentul în care ne uităm la doamna Volean, PNL-ul este dator cu un raport de activitate, pentru că transportatorii români sunt în continuare dezavantajați în spațiul Uniunii Europene, cu costuri ridicate prin neintrarea în spațiul Schengen. Mai vreau să mai discutăm un subiect. A apărut astăzi o nouă investigație de la Snoop în care apar niște cifre pe care partidul din care faceți parte i-a cheltuit pentru afișele pe care le vedem, afișele stradale pe care le vedem în aceste zile cu doamna Lasconi. 1,5 milioane de euro. Nu pare o sumă foarte mare, însă aș vrea să vă întreb cât a cheltuit partidul pentru afișele cu Cătălin Drulă, ca să fim foarte corecți față de celelalte partide care au avut astfel de panotaj stradal. Sigur, au fost publice și informațiile acelea, nu le am la mine în momentul respectiv, dar pot să vă zic de falcarea pe panourile de acum. Sunt 636 de fete. Există defalcarea acestor costuri pe costurile de chirie, costurile de producție, care sunt sub 200 de mii de euro. Durata contractului este până pe 8 septembrie în acest moment. Și da, nu este un secret faptul că noi avem o candidată în care noi credem că o să fie președinta României, dar care a intrat în cursă mai târziu la nivel de notorietate și este ceva ce trebuie să compensăm. Trebuie să ne asigurăm că toți românii află că Elena Lasconi este oferta noastră pentru viitorul președinte al României. Deci pe acest principiu nu vi se pare nici mare suma cheltuită de PNL pentru cartea domnului Ciucă? Există două probleme aici. Una este că domnul Ciucă nu are panouri în care spune că vrea să fie președintele României, ci face o concurență neloială pe piața de carte. E o uriașă problemă aici și cred că trebuie dusă mult mai departe, inclusiv în analiza Consiliului Concurenței. De ce Mircea Cărtărescu are subvenții publice mai mici decât domnul Ciucă în promovarea propriei cărți? Dar nu vorbim de o carte, doamna Țoiu. Cred că înțelegeți și dumneavoastră că e vorba de un slogan electoral, nu de o carte în sine. Domnul Ciucă așa a spus, că își promovează viitoarea carte. Vă reamintesc că și PNL-ul a avut multe afirmații în acest sens, spunând că pentru ei este esențial să se știe că domnul Ciucă, ca și candidat la prezidențiale, știe să scrie o carte. Cine l-o crede că a scris el cartea după acuzațiile de plagiat, asta e altă poveste. Da, într-adevăr, nu vorbim aici despre moralitatea cărții în sine sau despre autorul real. Vorbim despre campanii electorale care costă, vedem la PNL 2 milioane de euro și la USR 1 milion și jumătate de euro. Nu vi se par sume exorbitante pentru România? În primul rând, ca să fie comparația cinstită, la PNL cred că sunt 2 milioane de euro pe lună. La noi este bugetul integral pe toată campania de outdoor. Nu pe lună, doamna. Asta, ca să pe 4 luni. Nu cred, dar mă rog, mai verific o dată. Cred că dumneavoastră aveți cifre mai bune decât mine în ce privește PNL-ul. Însă, da, eu cred că partidele primesc o subvenție prea mare. Asta pot să spun că se poate de deschis. Ca să, atâta timp cât partidele sunt însă în concurență unele cu celelalte pe atenția și voturile românilor, trebuie să micșorăm subvenția prin lege. USR-ul întotdeauna a susținut și a votat asta. Și da, PNL-ul și PSD-ul au și subvenții mult mai generoase decât ale noastre, pentru că sunt proporțional cu numărul de mandate pe care le au. Însă poziția USR-ului este că trebuie micșorate subvențiile cu totul față de celelalte alocări bugetare. Ar trebui mai mulți bani să ducă în educație, în sănătate. Dar atâta timp cât există o competiție electorală,
Asta înseamnă că în limitele legii fiecare partid trebuie să-și folosească resursele pe care le are cinstit, transparent, așa cum sunt contractele noastre, pentru a putea arăta românilor propunerea pe care o avem. Da. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Mai am o întrebare, doamna, foarte scurt. Între Victor Negrescu și Adina Vălean, pe cine ați alege? Niciunul dintre ei nu cred că este la nivelul de performanță de care are nevoie România la masa negocierilor și aștept de la doamna Vălean un raport de activitate care să arate transportatorilor din România și șoferilor din România care e fracții beneficiu pentru România mandatului de comisar european pe transporturi. Și mai am eu o ultimă întrebare la care aștept la fel un răspuns foarte scurt. Dacă USR are vreo variantă de comisar european în acest moment pe care ar putea să o propună extrem de rapid? Este o discuție cât se poate de serioasă asta cu comisarul european și trebuie să vină din partea guvernelor. Ne-am gândit serios la a veni cu propunere alternative, însă ne-am dat seama că s-ar putea să nu fie luate în serios așa cum ar fi cazul și să nu facă neapărat un... Și ne puteți da un nume, două, de pe această listă? Nu, n-aș vrea să fac asta. Da. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră, doamna Țoiu. Din păcate, nu mai avem timp, însă noi luăm o scurtă pauză de publicitate și ne revedem la fix pe Prima News. Am revenit, doamnelor și domnilor, la România Politică și discutăm despre candidații la alegerile prezidențiale, pentru că de astăzi, în mod oficial sau semi-oficial, și Marcel Ciolacu este candidat la alegerile prezidențiale. Aș vrea să comentăm un pic modul în care Marcel Ciolacu a preferat să facă acest anunț. Mai întâi a trimis un mesaj vocal liderilor Partidului Social Democrat, un mesaj vocal care începe: sunt Marcel Ciolacu. Mă așteptam să facă Marcel Ciolacu acest lucru, pentru că știi și tu foarte bine cum funcționează ierarhia de putere în Partidul Social Democrat și în partidele tradiționale. Marcel Ciolacu se bazează în primul rând, în turul întâi, pe partid, pe baronii locali, să le spunem, pe primari, pe președinți de consilii județene, pe toți consilierii locali și județeni, pe toate familiile lor, care să-l ducă lejer în finala prezidențială. Și îl vor duce, pentru că am învățat asta de la Viorica Dăncilă, am văzut că PSD e partidul care se mobilizează exemplar la toate scrutinurile, deci cu atât mai abitir la cel prezidențial când vine vorba și despre o miză importantă, pentru că în urmă cu 5 ani nimeni, nici măcar cel mai fidel PSD-ist, nu credea în victoria Vioricăi Dăncilă, ci a votat din datorie față de partid. Exact. Acum, dincolo de datoria inerentă față de sigla partidului, mai au și imboldul acesta pentru Marcel Ciolacu, un președinte care i-a ținut la oaltă, care i-a mobilizat, care i-a dus la guvernare, i-a dus la resursele publice, deci vor să aibă și PSD-iștii după 25 de ani un președinte, o victorie la alegerile prezidențiale. Prin urmare, Marcel Ciolacu sigur că și-a îndreptat mai întâi mesajele către activul de partid, către liderii locali. Păi și mesajul, spune Marcel Ciolacu, am ascultat și ora trecută, la începutul orei, spune: am preluat președinția PSD într-un moment foarte dificil și împreună cu colegii mei a reușit să recâștigăm încrederea românilor. Adică le arată că merită să facă celor activului de partid, bineînțeles, că merită să fie candidatul la prezidențiale, tocmai pentru că a luat partidul de undeva de jos, într-adevăr, la vremea respectivă și a câștigat de două ori alegerile locale. Exact, alegerile locale, a câștigat alegerile parlamentare, chiar dacă președintele Klaus Iohannis a dat guvernarea Dreptei, pierzătoare, a ajuns cum necum la putere după 8 luni, a ajuns premier după ce a susținut un prim-ministru de la PNL în primă fază, are mari șanse, de fapt este deja calificat în finala prezidențială. A negociat bine portofoliile pe care exact, le-a obținut Partidul Social Democrat, ministerele pe care le-a primarii sunt mulțumiți, la alegerile locale PSD a scos un rezultat foarte bun, mai bun ca în 2020, și-a adus acasă unii dintre primari plecați, a mai câștigat pe aici pe acolo, deci pe primul loc la locale. Nu ai ce să-i reproșezi lui Marcel Ciolacu în cei 5 ani de mandat multe
eșecuri majore. Sigur, sunt niște nuanțe, a fost mai apropiat poate de președintele Klaus Iohannis decât ar fi vrut mulți dintre votanți PSD. Nu, eu cred că un om care înțelege politică a înțeles și această apropiere și nevoia de a fi aproape de președintele de colaborare Klaus Iohannis, de această colaborare. Plus că a fost războiul la graniță, are o scuză suficient de bună premierul Marcel Ciolacu, însă vom vedea în campania electorală, asta e miza mea personală, să văd cum se raportează partidele la președintele Klaus Iohannis. Dacă PSD va pune tunurile pe actualul șef al statului. Dar deși... mai e vreo miză să mai pui tunurile pe Klaus Iohannis dacă președintele nu mai are nicio mișcare importantă? Da, e o miză pentru că imaginea președintelui Klaus Iohannis se suprapune cu cea a Partidului Național Liberal și personal cu cea a lui Nicolae Ciucă. Multă lume îl percepe pe Nicolae Ciucă drept un om de încredere al președintelui Klaus Iohannis sau și mai dur spus un copil de trupă al președintelui Iohannis, un ostaș fidel exact, lui Iohannis. Și trebuie să fim sinceri, creația politică numită Nicolae Ciucă e creația personală a președintelui Klaus Iohannis. E născut acolo, în laboratorul de la Palatul Cotroceni. N-a fost o creație greșită, să spunem, un plan greșit, un plan eșuat, pentru că Nicolae Ciucă a ajuns prim-ministru, președinte al Partidului Național Liberal, a ținut cumva unit partidul, l-a ținut la putere, deci din acest punct de vedere prin Nicolae Ciucă se vede figura politică a președintelui Klaus Iohannis și de asta sunt curios să văd cum se vor raporta liberalii, pentru că de pe partea dreaptă, desigur, vor veni atacuri și dinspre USR și dinspre George Simion și dinspre Mircea Joană, cred eu, la adresa președintelui și a lui Nicolae Ciucă. Au început atacurile și către Marcel Ciolacu, abia lansat în această cursă, de la Elena Lasconi, care spune așa: mă bucur că am aflat cu cine intru în turul 2 și cred că mulți se miră că Marcel Ciolacu și-a avut curajul să candideze. Și îi transmite trei întrebări lui Marcel Ciolacu: ce căuta la vânătoare cu un terorist, Omar Haysam, și dacă este prieten și cu alți teroriști, la ce vârstă a luat bacalaureatul și ce studii a făcut și în ce condiții și-a luat carnetul de revoluționar. Celebrele trei scandaluri care la care Marcel Ciolacu va trebui să răspundă. Nu trebuie să-i răspundă neapărat Elenei Lasconi, însă e o așteptare publică, pentru că adversarii politici vor înteți aceste întrebări și aceste atacuri. Sunt lucruri încă neclarificate din trecutul lui Marcel Ciolacu, la fel cum sunt lucruri neclarificate din trecutul tuturor candidaților, care vor ieși la suprafață în campania electorală. E inerent, e inevitabil acest lucru, se întâmplă peste tot în lume, nu doar în România. Nu e nimic de rea credință aici. E pur și simplu o întrebare legitimă. Ce căuta domnul Ciolacu la vânătoare, spre exemplu, cu Omar Haysam? Pe de altă parte, dacă tot am ajuns la Elena Lasconi, am avut astăzi o discuție cu un politician referitor la momentul dacă România e pregătită sau nu să voteze o femeie președinte, în sensul în care Elena Lasconi să ajungă în turul 2. Bineînțeles, am văzut-o pe Viorica Dăncilă, dar deja am tras concluzia că pe Viorica Dăncilă a dus partidul, indiferent cine era. Exact. Era Viorica Dăncilă sau că era un om luat de pe stradă, efectiv, și pus acolo, partidul oricum o vota. Bărbat sau transgender, Nu contează, nu contează cine este, contează că doar ai nevoie doar de partid, de un partid mare cum e PSD. Elena Lasconi nu are acest partid în spate. Are un partid mai mic, au zeci de mii de membri, doar simpatizanți pe aici, pe acolo, nu foarte convinși. Plus că sunt și într-un recul de imagine și de forță politică, de ambreiaj după rezultatele alegerilor locale. Poate obține Elena Lasconi suficiente voturi, femeie fiind, nu pentru că e reprezentantul USR, ci o doamnă poate ajunge pe propriile picioare, dacă vrei, în turul 2? Da, eu cred că o femeie poate să devină chiar președintele României și în 2024, putea cred că și în 2020, mai devreme. Problema politicii și a societății românești n-a fost neapărat lipsa unei femei care să intre într-o competiție electorală, ci lipsa unei femei puternice, un candidat care să se lupte cu partidele tradiționale, cu bărbați care au tot făcut politică de 30 de ani încoace. Imaginează-ți că ar candida Laura Codruța Chioveși acum. Da. Crezi că n-ar avea o șansă să intre în turul 2? În toate sondajele. Eu cred că ar avea șanse mari. În toate studiile îi bătea pe toți. Exact. Bătea toți bărbații candidați. Nu neapărat sexul unui candidat primează în campania electorală, ci modul său de a face politică și carisma sa și modul în care atinge anumite teme sensibile pentru societate, modul în care ripostează la atacurile adversarilor, cât de
inteligent este și cât de perspicace în debate-ul politic. Deci sunt multe nuanțe pe care trebuie să le bifeze un candidat la alegerile prezidențiale. Pe zona de comunicare, orice îi spune, cred că în acest moment mi se pare că am cel mai bun comunicator. Stă foarte bine că ea vine din această zonă de comunicare. A exprima. Vine din televiziune, n-are trac în fața camerelor, e naturală, se simte bine între oameni, însă sunt plusuri și minusuri pentru fiecare candidat în parte. Pe de altă parte, așa cum spuneai și tu, are un partid mic, însă la alegerile prezidențiale, nu forța partidului primează întotdeauna, pentru că poate să vină un candidat susținut de un partid mai mic, dar care să impresioneze prin discurs, prin carismă, prin energie, prin modul altfel de a face politică. Deci Elena Lasconi are o șansă importantă de a se califica în turul 2. S-a părut naturală sau nenaturală în filmulețele de la Antolci și din Vama Veche? Eu nu sunt un mare fan al filmulețelor ăstora de campanie. Nu cred că îți aduce mari beneficii electorale. Când nu prea ai, când ai un scor foarte mic. Sigur, încearcă să compenseze lipsa de tracțiune a partidului și de mobilizare. Însă cred eu că o campanie, fie ea la prezidențiale, la locale sau la parlamentare, se câștigă pe teren, mergând acolo și discutând cu cât mai mulți oameni și reușind să convingi cât mai mulți oameni. Pentru că a te uita la un filmuleț, sigur, poate îți trezește simpatie, mai dai un like acolo sau o inimioară. Însă când discuți cu un om față în față, în apropiere, îți dai seama dacă este sincer. Îți dai seama și de capacitatea sa de convingere, de crezul său politic până la urmă. Nu trebuie să discuți o oră sau două zile și două nopți. Câteva minute, dar esențiale, sunt suficiente ca să te convingă sau să-ți faci o părere despre un om. Despre un om în general sau despre un om politic. Deci cred eu că miza la alegerile prezidențiale asta va fi. Cu cât vor reuși candidații să treacă de propriile bazine electorale. Da. Pentru că e clar că votanții USR sau votanții anti-PSD, PNL, antisistem, dar se vor duce către Lasconi. Singurul care tot mi se pare aproximativ la fel cum este și în filmulețe este George Simion. În rest, Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu sunt total diferiți atunci când nu sunt camere și tu știi foarte bine. Da. Omul Marcel Ciolacu, omul Nicolae Ciucă nu are nicio treabă cu omul politic văzut la televizor și cunoscut la televizor. Tocmai de asta am și văzut niște feedback-uri din partea oamenilor care i-au cunoscut fără camere de filmat în jur și care și-au schimbat opinia despre ei. Deci da, ce mi se pare că ar trebui luat la pas această campanie și că ar avea de câștigat atât Nicolae Ciucă, cât și Marcel Ciolacu, dar și Elena Lasconi, adică cei trei categorii care ar aduce... Se pare că mai e o capcană în care cad acești candidați, mulți dintre ei se duc doar în fiefuri tradiționale. L-am văzut și pe Marcel Ciolacu, acum la acea biserică, părea un rai PSD în primul rând. Erau toți liderii PSD acolo pe o băncuță, erau mai mulți politicieni decât călugări sau decât măicuțe. Ce mănăstire, cred că era o mănăstire de maici, am văzut multe măicuțe și era și o maică stareț acolo. Deci să iasă puțin din zona asta a propriilor partide, a propriilor bazine electorale. Și Nicolae Ciucă, știi că se plimba cu Rareș Bogdan, când avea Rareș Bogdan ceasul cât de valoarea unei garsoniere la mână, era acolo, în localitatea unui primar PNL. Nu-ți ajung voturile PNL aproape nici măcar să intre în turul 2, că voturile astea se înjumătățesc acum. Vor fi mai mulți votanți liberali ca gândire, nu cu carnet de partid, care se vor duce spre Mircea Joană, spre Elena Lasconi. Unii vor fi insatisfăcuți de Nicolae Ciucă ca personaj politic și vor sta acasă. Deci nu ți ajung voturile astea. Dar Merdeneaua? Domnul Cioană e un comunicator foarte bun și îl văd aici la concurență cu Elena Lasconi. Are o campanie smart făcută exact pentru electoratul mai tânăr, mai jovial. Vedem că nu și-a neapărat în serios rolul acesta de secretar adjunct al NATO. Știe să comunice și instituțional când vorbește despre război, despre Rusia. Are o mare capacitate și expertiză politică. A fost ministru de externe, ambasador la Washington, știm, în ultimii 25 de ani, 30 de ani, a fost acolo în politica externă de vârf, nu oriunde. N-a fost undeva la cărător de mape. Chiar a fost factor de decizie, da? Dar știe foarte bine Mircea Joană să se adreseze și publicului tânăr, unui public mai elevat,
care poate îi repugnă ideea aceasta de politică clasică. Poate cei care ne urmăresc nu știu, dar locul în care a fost Mircea Joană să-și cumpere merdenea, nu doar că este un loc celebru în București, da, așa în viața zi cu zi, ci în aceste zile, în aceste zile a și fost un loc instagramabil, exact, unde s-au dus foarte mulți tineri să-și facă poze. Da, pentru că anunță un serial pe Netflix. Da, a fost promovat un serial de pe Netflix acolo la locația aceea, motiv pentru care era clar că acolo va fi un boom de tineri care îl vor vedea și pe Mircea Joană, fără să, mă rog, noi am aflat de pe rețele socializare, dar s-ar putea ca în locația respectivă să fi fost foarte mulți tineri care chiar au fost, îl recunosc. Am văzut că a fost un weekend plin cu poze în social media de acolo. Da. Altfel, o dugheană, mă rog, mult spus o dugheană, adică un magazin unde se vindeau merdenele, da? O patiserie, old school, așa, o patiserie din anii 90, acolo, tradițional, foarte cunoscută, celebră, da? În București, dar care peste noapte a căpătat o aură, așa cum ai spus tu, instagramabilă, da? În care toată multă lume, în special tineri, au venit acolo și s-au pozat, pentru că cei de la Netflix au redecorat spațiul. Da. Și, bineînțeles, a apărut în poză și Mircea Joană, simțind acest iz de... Da, putea să-l simtă oricare dintre candidați. Evident, evident, tocmai de asta spun, Mircea Joană știe să îmbrace și costumul de candidat pe politică externă, de politician principal la politică externă, dar știe să îmbrace și blugii și tricoul de ocazie, da, și să facă o poză cu influencer. Știi ce am mai sesizat la Mircea Joană? Că este nelipsită Mihaela Joană. Da, e acolo prezentă. Este nelipsită în sensul în care oriunde apare. Ca femeia ar trebui să te bucuri totuși, iată că rezistă acest cuplu. Mihaela, dragostea lui, rezistă, da, și la 15 ani distanță de la acea înfrângere. Nu-mi dau seama cât de implicată este doamna Mihaela în... Eu cred că este foarte implicată, în această campanie electorală, având în vedere că, iată, îl susțin atât de tare și, practic, se dovedește că, iată, momentul acela cu Mihaela, dragostea mea, a fost unul sincer. Da, chiar n-a fost un moment fake, deși părea așa, părea ușor la momentul respectiv, crispat, da, domnul Joană, de acea declarație de dragoste. Sigur, nu doar te visezi, când ești transpus deja la Palatul Cotroceni ca președinte al României, pentru că domnul Joană în acea situație era. Deja și imagina probabil cum decorează biroul prezidențial. Se gândea la biroul oval, probabil, de la Casa Albă. Era deja cu gândul în interiorul Palatului, da, Cotroceni și i-a fost greu ca peste noapte să sufere această Apropo de biroul oval, crezi că vor influența vreun fel alegerile din Statele Unite care au loc la începutul lunii noiembrie pe cele de la noi? Nu sunt un mare adept al acestei teorii că luăm lumină politică de peste ocean. Sigur, avem un partener strategic puternic cu Statele Unite. Politicienii de peste ocean sunt influenți în politica noastră. Poate că ne aliem slugarnic uneori la anumite decizii militare, în special venite din Statele Unite, sau când vine vorba despre înzestrarea armatei sau alocarea multor bani din PIB-ul României, deși suntem o țară săracă, aici chiar am de comentat unele lucruri, nu acum, însă când vine vorba despre alegerile prezidențiale, cred eu că primordial este sentimentul pe care îl transmit candidații noștri către popor, către cetățeni, către votanți. Dacă reușești să convingi un român că tu meriți votul său, atunci asta ar putea face diferența între turul 1 și turul 2, între a sta acasă și a ajunge la Palatul Cotroceni. Deci mizez în primul rând pe puterea de decizie și pe discernământul poporului român, sigur, care nu funcționează de fiecare dată sau nu funcționează așa cum ne-am dorit noi, clar, într-un parcurs european și occidental, însă votul este egal și e foarte bine că se întâmplă așa și mobilizarea la urne ar trebui să fie una cât mai mare ca viitorul președinte al României să capete cât mai multă legitimitate. Apropo de Mircea Joană, a postat în urmă cu câteva minute o poză din avion alături de un tânăr. Pare să stea la economii, nu pare să stea la business de această dată, deși cred că își permite să-și cumpere un bilet la business, cu textul următor: înapoi pe naveta de Bruxelles pentru a conduce o ședință a Consiliului Nord-Atlantic. Lângă mine un student la mecanică, cum am fost și eu odată. O Românie în permanentă mișcare, în căutarea unui viitor mai bun, pe care sunt convins că îl vom găsi împreună. E mesaj de campanie sau nu e de campanie? Da, e un mesaj de campanie, dar e și un mesaj
trist, așa, dincolo de a fi populist, pentru că acel tânăr, nu știu, poate pleacă să-și găsească un viitor în afara țării. La fel cum au făcut-o mulți români în ultimii 20-30 de ani, timp în care Mircea Joana, să nu uităm, a avut funcții importante în acest stat. A fost ministru de externe, a fost președinte al PSD, a fost președinte al Senatului, a fost președinte pentru o noapte a României. Deci putea să facă mai mult Mircea Joana pentru românii care își caută un trai mai bun în străinătate. Altfel, sigur, din această postură de candidat la prezidențiale, cu siguranță le va promite românilor că viața de acasă e mai dulce decât viața printre străini. Însă avea ocazia să o demonstreze, să facă pași concreți, n-a făcut-o, sigur, nu-i târziu nici de acum, însă m-aș feri, aș fi mult mai ezitant să ne și ajută colegii noștri cu această fotografie, cu această postare pe care a făcut în urmă cu... Da, și domnul Joana era un obișnuit al business class-ului. Acum, sigur, de când a început campania informală, a trecut câteva scaune, câteva rânduri mai încolo, da, la economic. Da, eu sunt curioasă cât de mulți oameni îl recunosc și cât de mulți oameni îl abordează. Îl cunosc. Am nimerit și eu de câteva ori în avion cu Mircea Joana când veneam de la Strasbourg sau de la Bruxelles și chiar nu are această problemă a notorietății. E, până la urmă, de 30 de ani e în lumina reflectoarelor. Da. Ar fi fost o problemă să nu fie recunoscut de publicul larg. Să nu uităm, Larisa a mai trecut odată și prin exercițiul unei campanii pentru prezidențiale. A ajuns în turul 2. Dacă niciun finalist de Cotroceni n-are notorietate în România, atunci cine să mai aibă? Păi da, cei care l-au votat și l-au dus la vremea respectivă în turul 2, vor abandona acum. Păi nu, au fost PSD-iști. Da? Deci care se vor reorienta acum către Marcel Ciolacu. Da, dar s-au mai schimbat generațiile și în PSD. Poate unii tineri care votează PSD, nu știu, la alegerile locale sau europarlamentare. Aici nu vorbim de bazinul clasic. Se uită mai atent la alegerile prezidențiale, exact. Se uită mai atent și preferă un candidat de stânga, așa cum este Mircea Joana. De fapt, Mircea Joana, eu nu cred că se va prezenta în campanie ca fiind de stânga sau ca fiind de dreapta. Tocmai va miza pe această idee de candidat transpartinic. Cineva venit de sus, da, din norii Bruxellesului, care se coboară ca un sfânt duh politic, așa, către România și va încerca să salveze în maniera în care va bloca ascensiunea sau rămânerea la puterea partidelor tradiționale. De fapt, asta va fi miza lui Mircea Joana. Da, va fi interesant să vedem și ce se va întâmpla sâmbătă la Congresul Partidului Social Democrat. Nu neapărat că vom avea vreo surpriză în privința candidatului sau a candidaturii lui Marcel Ciolacu sau a echipei cu care va merge acolo, ci mai degrabă mesajele pe care le va transmite Marcel Ciolacu, mesajele pe care, programul cu care va veni pentru candidatura la prezidențiale, exact, și la candidatura pentru șefia Partidului Social Democrat. Crezi că își va face, în afară de faptul că își va face un bilanț al mandatului de președinte al PSD, crezi că va veni și cu niște idei pentru prezidențiale, cu foarte siguranță, clar conturate, adică cu un program clar de acum încă de lansat? De fapt, nu va fi un congres pentru alegerea președintelui PSD, va fi un congres pentru validarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale. Să fim serioși, dacă Mircea Joana și Marcel Ciolacu, mă rog, că au fost colegi de partid, dacă Marcel Ciolacu va ajunge președintele României, cu siguranță PSD va trebui să organizeze alt congres pentru a-și alege viitorul leadership. Deci e un congres pe o perioadă determinată. Sunt alegeri până în luna decembrie. Da, e un congres ordinar, într-un final. Asta e important. E un congres la termen. Da, e un congres la termen. Alături de noi este și Marius Humelnicu din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Humelnicu, bine ați revenit la România Politică. Aș vrea să vă întreb dacă aveți sau ce așteptări aveți de la congresul de sâmbătă. Cred că e important pentru noi ceea ce am și așteptat, ca domnul Marcel Ciolacu să-și anunțe candidatura. A fost o surpriză? Nu, pentru noi nu a fost o surpriză, cred că toți am așteptat.